Ne bucurăm să fim din nou în mijlocul dumneavoastră. Am găsit o perioadă de aproximativ 2 luni, care am fost în țară. Aducem salutări sfinte de la frații Niclu, respectiv Bistrița. Harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste Biserica Muntele Sionului și totodată peste fiecare unul în parte. Ne-am bucurat acolo timp de 2 luni, am vizitat mai multe biserici și frații vă transmit multă căldură spirituală. Și Domnul să vă binecuvânteze. Salutul familiei noastre este pentru acest an 2013, este din Cartea Filipenilor, capitolul 4, versetul 8, care spune: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este curat, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Suntem la rugăciune și aș dori să dau un scurt îndemn pentru următoarea rugăciune. Este foarte important când venim înaintea lui Dumnezeu, atitudinea noastră în fața Lui. Care este atitudinea? Cu ce atitudine venim? Și m-am dus cu gândul la Înțeleptul Solomon în capitolul 27 cu versetul 13, spune Solomon 28:13, că cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare înaintea Domnului. Cu toții dorim să căpătăm îndurare în această seară înaintea Domnului. Cu toții dorim să avem propășire, atât pe plan material, cât și pe plan spiritual. Și aceasta nu obține mai decât prin mărturisire înaintea Domnului. Mărturisirea păcatelor, știm cu toții, este acțiunea prin care noi decidem voluntar și de bunăvoie, cu regret, cu părere de rău, venim înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem greșelile noastre, recunoaștem faptele noastre, murdare, recunoaștem vina noastră. Și Dumnezeu este acel credincios și drept care iartă păcatele. Spune Apostolul Ioan, 1 Ioan 1:8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm și adevărul Dumnezeu nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească de orice păcat și să ne ierte în același timp. Doamne, pune noi gândul mântuirii. Pune noi dorința de a ne apropia mai mult de Tine și de aceea putem înaintea Dumnezeu să virim orice tentație, orice poftă acestei lumi care se luptă cu noi. Și vă rog, citeam alt denelu în Cartea Efesenilor. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva diavolului. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră în Dumnezeu. Ceea ce câștigă biruință asupra păcatului este credința noastră în Dumnezeu. În vremuri ca aceste tulburi, vremuri grele, vremuri pline de probleme și de criză de tot felul, avem nevoie de credință din partea lui Dumnezeu. Și spunea Poetul în cântare, să nu-ți pierzi la necans credința și nici nădejdea când ești greu, nici dragostea când ești la bine, când ele îl pierzi pe Dumnezeu. Aș dori că în această rugăciune să rugăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă am greșit înaintea Ta, iartă-ne. Să venim în prima parte a rugăciunii cu o rugăciune de mărturisire. Și știm că și mărturisirea aduce mai multe beneficii în viața noastră. Găsim scris în Ioan că ce-aduce iertare de păcate. În Iacov găsim scris că ce-aduce vindecare trupească. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. Aduce propășire spirituală și, în ultimul rând, și cea materială. Aduce eliberare de sentimentul nostru de frică, uneori aduce eliberare de sentimentul nostru de vinovăție și spunea tot bratul David, nu mă lepăda de la faptul ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Numai iertare de păcate, numai recunoașterea, numai prin recunoștință putem primi acea bucurie a mântuirii, acea pace lăuntrică care Dumnezeu ne dă în urma mărturisirii. Iar în a doua parte a rugăciunii aș dori să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să mărească credința. În vremuri cu aceste tulburi, în vremuri cu aceste dificile, avem nevoie de putere, puterea lui Dumnezeu, avem nevoie de o credință după voia lui Dumnezeu ca să biruim
orice ispită, orice poftă, orice tentație și orice lucru care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați pe picioare și aș dori să dau citire din Cartea Proverbilor, din capitolul 3, primele 6 versete, care spun așa: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și ani vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, iată-ți de la gât scrile pe dăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin. Mergem în rugăciune înaintea Domnului.